cu pocăință vom cere ca Duhul Domnului să fie peste noi și să umple viețile noastre. Voi citi un singur verset, Proverbe 23 cu 23. Proverbe 23 cu 23. Cuvântul Domnului spune așa: cumpără adevărul și nu-l vinde. De asemenea, înțelepciunea și instruirea și înțelegerea. Amin. Patru lucruri sunt învederate în acest verset scurt, legate de nevoia noastră de adevăr. Pentru că trăim într-o lume în care adevărul este călcat în picioare, în biserici, este călcat în picioare, în universități, este călcat în picioare, în parlamentele politice ale lumii și oamenii preferă mai mult să mintă, să facă voia lor și planul lor, dar să nu stea în adevăr. Primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când spune cumpără adevărul și nu-l vinde este prețul adevărului. Cât costă adevărul? Ce preț să plătim ca să beneficiem de adevăr și de binecuvântarea lui Dumnezeu? Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, deși spune cumpără adevărul, vreau să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, că adevărul e pe gratis. E pe gratis. Și pentru că e pe gratis, oamenii cred că adevărul e ieftin. De aceea mulți n-au nevoie de el. Profetul Isaia, în capitolul 55, versetul 1, spunea: voi toți cei însetați, veniți la ape. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Prețul este pe gratis, în termeni materiali, în termenii banilor. Prețul este inima noastră dată lui Hristos. Prețul este să-L facem pe Hristos Domn al vieților noastre. Acesta e prețul. Nu se poate cumpăra, pentru că cineva a vrut odată să cumpere puterea Duhului Sfânt ca să manipuleze bună oară pe Dumnezeu și darurile Duhului. Știți cine a fost acesta, nu? Din istoria biblică. Simon Magul. Și Petru s-a repezit la el cu cuvinte foarte grele: tu să pieri împreună cu banii tăi. Ai nevoie de pocăință. Deci prețul vorbește despre inimă și despre credincioșia noastră lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl avem în vedere și pentru care apoi trebuie să ne rugăm este popularitatea adevărului. După preț, popularitatea adevărului. Adevărul nu e prea popular. Oamenii umblă după popularitate în vremea aceasta și cei care au trecere cea mai mare sunt cei mai populari. Dar nu întotdeauna cei mai populari sunt și cei mai morali. Căci nu te poți lua după cei ce sunt populari astăzi. Dacă te uiți în lumea muzicii rock, nu cred că te poți lua după ei. Dacă te uiți în lumea politică, cei mai populari sunt cei mai șmecheri. Nu te poți lua după ei. Dacă te uiți în lumea actorilor, care sunt cei mai populari în toată lumea, nu te poți lua după popularitatea lor ca să trăiești o viață decentă, demnă de ceea ce înseamnă să fii om. Și de aceea, pentru că adevărul nu-i popular, mulți îl evită. Dar, frați și surori, noi avem nevoie de adevăr.
Biserica lui Hristos trebuie să fie stâlpul și temelia adevărului. Pe lângă preț și popularitate, este practicabilitatea. Cumperi un lucru care e practicabil, care e practic, care te ajută, care e folositor. Este practicabilitate în adevăr? Poate că în lumea noastră, dacă stai pentru adevăr, pierzi. Nu ești promovat, ești considerat un extremist de dreapta, așa cum spun unii politicieni, și nu vreau să le pomenesc numele de la învon, că nu merită. Însă adevărul este practic. Este foarte practic. Pentru că singurul lucru care te face să beneficiezi de ceva este adevărul. Cuvântul Domnului spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face cum? Liberi. Liberi. Omenirea noastră este în robia păcatului. Ne luptăm cu poftele firii, cu păcatul, cu tot felul de lucruri care să ne depărteze de Dumnezeu. Dar dacă cunoaștem adevărul, atunci adevărul devine practic, ne ajută să ne ferim de păcat, să trăim o viață de credincioșie lui Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, este personificarea adevărului. Frați și surori, adevărul este mesajul lui Dumnezeu către noi prin Scriptură, aceasta este forma scrisă a adevărului și, de asemenea, adevărul este personificat în persoana Domnului Iisus Hristos. El este singurul care a putut să spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Personificarea adevărului este Iisus Hristos. Deci, inima noastră trebuie să-L caute pe Iisus Hristos ca să ne elibereze de sub puterea păcatului. Dar ca să-L putem căuta pe Iisus Hristos și să putem crede în El, avem nevoie de Duhul Sfânt în noi. Asta este secretul. Avem nevoie de Duhul Sfânt în noi. Știți de ce? Pentru acest mic, dar mare amănunt. 1 Corinteni 12:3, dacă îl puneți și pe ecran, pentru frățietate, să-l vadă mai bine. Cuvântul spus de Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel zice: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema sau n-am nevoie de Iisus sau blestemat fie Iisus. Și ascultați, aici este cheia. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Iată un motiv pentru care avem nevoie de Duhul Sfânt, printre altele. Duhul Sfânt este singura putere care ne poate convinge că Iisus Hristos este Domnul. Fără Duhul Sfânt în noi și fără ajutorul Lui ca să ne reveleze acest adevăr, Iisus Hristos este o persoană istorică pentru cei mai mulți. Este o figură mitologică pentru alții. Dar dacă Duhul Sfânt ne șoptește la minte și la inimă, Iisus Hristos este Domnul, Cel ce are putere să ne convingă că Iisus Hristos este Domnul cu adevărat, adevărul întrupat, este numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că spune, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Deci, lumea noastră e păcătoasă, dar Dumnezeu a trimis în lumea noastră neprihănirea sa, care este Iisus Hristos. Și ca să scap de judecata păcatului, am nevoie și ai nevoie de Iisus Hristos. Însă, ca să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, lumina aceasta nu poți avea de la oameni, nu poți avea din studii universitare, nu poți avea din cercetare, lumina aceasta o poți avea numai de la Duhul Sfânt. Pentru că gândiți-vă și apoi vă chem la rugăciune, numai la acest amănunt. Iisus Hristos, ca fiu, copil fiind, a crescut pe stradă acolo cu toți copiii.
S-a jucat în țărână și în nisip. A avut rudenii. Una din rudeniile lui este cine? Ioan, botezătorul. Sunt verișori. Dar imaginați-vă, acești doi copii au crescut împreună o parte din viață. Poate s-au supărat împreună, au flămânzit împreună, au plâns împreună. Și acum vine Ioan și zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aceasta este o depărtare de viață ca de la pământ la cer. Acum te-ai jucat cu el în nisip și acum vii și spui, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Da, pentru că peste Ioan s-a coborât puterea Tatălui Ceresc și Tatăl Ceresc i-a spus, când la tine în Iordan va veni unul să se boteze, peste care vei vedea Duhul meu coborându-se ca un porumbel, să știi că acela este Mesia, acela este Fiul lui Dumnezeu, acela este răscumpărătorul lumii, acela este adevărul personificat. Și Ioan spune, am văzut, deși era rudă cu mine, dar a trebuit să trec peste aceasta, pentru că Duhul Domnului m-a învățat să cred că El este Fiul lui Dumnezeu, El este adevărul. Avem nevoie de Duhul Sfânt cu noi? Avem nevoie. Vrem să cunoaștem adevărul și vrem să umblăm în adevăr. Ne ridicăm deci în picioare la rugăciune și cerem Domnului să ne lumineze ochii minții, să ne lumineze inima și să pună în noi o dorință vie de a rămâne sub umbrirea Duhului Sfânt dacă vrem să cunoaștem adevărul și să nu fim duși în eroare de nimic ce ne-ar putea ispiti în lumea aceasta. Haideți în rugăciunea aceasta să stăm pentru adevăr, să stăm pentru Iisus, să stăm pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne rugăm!